Tocmai mă gândeam să vorbesc astăzi cu voi despre cel mai mic triton din România, Lissotriton vulgaris sau tritonul comun. Hai să vedem ce caractere are această specie imediat după intro. Lissotriton vulgaris, tritonul comun sau sălămâzdra obișnuită, este cea mai mică specie de triton de la noi din țară. Lungimea sa este cuprinsă între 6 și 11 cm, măsurat de la cap la coadă. Corpul este relativ zvelt, capul ușor alungit în regiunea rostrală, botul mai ascuțit la mascul și mai rotunjit la femelă și tegumentul este neted. Masculul are spatele, creasta și flancurile galben-brun, brune cenușii, brune închise sau brune măslinii. Pe spate și pe flancuri prezintă pete negre rotunde, dispuse de obicei liniar longitudinal. Creasta dorsală cu pete negre rotunde sau vărgate, vertical cu negru. Abdomenul și gușa au o culoare galben palid, cu pete rotunde negre neregulate. Cloaca este brună închisă. Pe cap prezintă 3 perechi de dungi negre, respectiv pe maxilarul superior, de-a lungul ochilor și deasupra ochilor, iar pe mijlocul capului prezintă o dungă neagră nepereche. Femela are o culoare în general ca a masculului, mai frecvent galben-brun. Dorsal prezintă puncte închise mici, nu există linii negre pe cap. Adesea se păstrează desenul juvenil. 2 linii închise dorsolaterale, începând de deasupra ochilor și continuând până în dreptul cloacei. În locul crestei, femela prezintă o tivitură tegumentară, iar abdomenul și gușa au o culoare galben palid cu puncte negre mici. Uneori punctele sunt rare și pot chiar lipsi, exact așa cum vedeți și la exemplarele din imagine. Tritonul comun este o specie cu o distribuție geografică largă. Îl găsim din delta Dunării până la o altitudine de aproximativ 1500 de metri. În general este o specie de șes. Se reproduce în aproape orice ochi de apă. Adulții ies din hibernare primăvara timpuriu și intră foarte devreme în apă. Prin urmare, îi putem găsi în bălți chiar și la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Perioada de reproducere durează până în aprilie sau mai, în funcție de climă și altitudine. În cazuri excepționale, provocate de condițiile schimbătoare de mediu, tritonul poate intra de 2 ori în rut, în cursul aceluiași an. Adulții părăsesc apa în iulie, deși exemplare izolate, de obicei femelele, rămân în apă până mai târziu. Siturile de reproducere, adică bălțile, trebuie să fie aproape de habitatele terestre. Trebuie să fie de obicei expuse la soare, să nu aibă pești, să fie stagnante, permanente sau umplute cu apă cel puțin 3 luni de zile, să fie puțin adânci și să aibă plante din abundență. Deseori, tritonul comun împarte locul de reproducere și cu alți amfibieni, inclusiv cu alte specii de triton, așa cum este Triturus cristatus sau tritonul cu creastă. Odată cu intrarea în apă și începerea perioadei de reproducere, atât femelele cât și masculii devin intens colorați. Masculul evidențiază mai bine creasta dorsală, care devine acum mai înaltă. Astfel, dimorfismul sexual este foarte ușor de distins în această perioadă. Abdomenul femelei devine mai voluminos datorită numărului mare de ouă, aproximativ 400. Când masculul primește semnalul din partea femelei, care este pregătită pentru reproducere, va trece la faza eliminării spermatoforului. Masculul depune acest spermatofor pe substrat și conduce femela în acel loc, până ce aceasta va cuprinde cu buzele cloacei spermatoforul și îl va internaliza. Ouăle se depun izolat, lipite de plantele submerse. Oul este sferic, învelit într-o capsulă gelatinoasă ovoidă. Larvele eclozează după aproximativ 15 zile și au o lungime de aproximativ 7 mm. Înainte de metamorfoză, ajung la o dimensiune cuprinsă între 30 și și 45 de milimetri și larvele se metamorfozează la vârsta de aproximativ 2-3 luni de la ecloziune. Deși acceptă o gamă largă de habitate terestre și acvatice, pe uscat apar predominant în zone împădurite. Totuși evită pădurile dense de conifere. Mai putem întâlni această specie și în zonele cu pajiști umide, parcuri și grădini. Se adaptează ușor mediilor urbane. Tritonii comuni se ascund sub structuri precum bușteni, pietre sau în vizuini folosite în trecut de mamifere mici. Ei trăiesc pe uscat în cea mai mare parte a anului și sunt în principal nocturni. De asemenea, hibernează, de obicei pe uscat, adesea în congregații de mai mulți tritoni în adăposturi, cum ar fi sub bușteni sau în vizuini, dar pot fi activi dacă temperatura le permite acest lucru chiar și în perioada în care ei ar trebui să hiberneze. Exemplarele ating maturitatea sexuală la vârsta de 2-3 ani și pot trăi în libertate între 6 și 14 ani. Tritonii comuni recunosc teritoriul familiar folosind mirosul și indiciile vizuale. Totuși, în urma experimentelor realizate de cercetători, această specie nu s-a putut orienta atunci când au fost transportați departe de zona unde s-au metamorfozat. Tritonii comuni, inclusiv larvele, sunt carnivore, hrănindu-se în principal cu nevertebrate diverse, cum ar fi râme, melci, insecte sau plancton mai mic. De asemenea, apare canibalismul. Diversi prădători mănâncă tritonii comuni și aici aș enumera păsările de apă, șerpii și broaștele, dar și alte specii de triton mai mari, așa cum este tritonul cu creastă. Lissotriton vulgaris este comun în mare parte a arealului său de răspândire. Ca toți anfibienii, este de asemenea listat ca specie protejată în Convenția de la Berna. Amenințările pentru această specie sunt similare cu cele care afectează alți anfibieni și acestea includ în special pierderea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere prin distrugere sau introducerea peștilor și fragmentarea populației. Unele habitate secundare, și aici mă refer la habitatele antropice, pot ajuta la susținerea speciei. Valoarea habitatelor artificiale pot fi îmbunătățite atunci când în apropierea bălții se adaugă structuri pentru ca animalele să se poată ascunde, așa cum ar fi pietrele sau bucățile de lemn. Iazurile din grădini pot fi ușor colonizate de către tritonul comun dacă sunt expuse la soare, au plante din abundență, nu au pești și au în apropiere structuri în care tritonii să se poată refugia, mai ales tritonii tineri, așa cum sunt cei care abia s-au metamorfozat sau juvenilii. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi. În cazul în care nu ești abonat, poți apăsa pe acest avatar de aici, din partea mea dreaptă. În stânga am alte două clipuri pe care te invit să le urmărești și până data viitoare, nu uita să observi, să asculti și să înveți de la natură.